Marley nu mai e nici ăla de vineri. A plecat? Ha? Nu mai e. A plecat seara, că a așteptat, a simțit-o, a plecat. A plecat, a fost. Plecat, a dus după pizde și ăla. Bine. Dă nu fi murit, că îi curgea bale de-n gură, dracu, de vineri. Nu moare, mă, uite, al meu tot așa am zis că a murit. Și a venit după un an de zile. A venit înapoi. Că ne-am pierdut în câinele. Cum? După, unde dracu? După un an de zile m-am trezit cu el la poartă. Nu cred. Dacă spun că m-am trezit cu el la poartă, a venit, a stat, nu vroia să mai intre în curte. A stat vreo 2-3 zile până i-am dat să mănânce, i-am dat, până am pus mâna pe el și l-am legat acum. Să nu mai stea el, hai. Da, ți l-a luat cineva sau fi plecat el? Mai a plecat el, dacă nu mi l-a luat, dar cine știe pe unde. Care v-a mi l-a prins. Dacă un an de zile n-a mai venit. Ce dracu a făcut un an de zile? Nu venea? E? Și cum a scăpat săracul? Când a scăpat a venit direct acasă. Era plin de căpușe. Aoleu. Era urechile ca cerceii pe el. M-am dus aici, i-am luat de aia de căpușe, i-am dat pastile de aia, i-am dat. Păi nu l-am scăpat și pe Coco. Era tot la fel astă vară. Mi-a dat baba banda, i-am cumpărat de alea. I-am dat și cu motorină pe labe. Ce mă, era și aici între labe și ai pierdut. Sunt mal. Păi uite, ai scos astea. Păi nu vezi? Astea de ce atârnă pe aici? Ia. Ia dai un pic de semnal. Unde-i stația? Da? Gata, că acum e bine. Gata? A luat-o? Da, da. De te vedea baba cu semnalul că nu mai e semnal. Nu i-am stricat eu semnalul că ai băgat-o pe sub canapea. Păi gata, pe Logan nu mai are băi. E, pula aia. M-a sunat iar doamna negus. Auzi, dar nu faci tu mai bine așa că încep ăștia ai mei să țipe. Păi da. Cine? Doamna negus. Păi care țipa ei? Le lasă, le dai stația aia portabilă să le dea la ei. Să vorbească cu baba din asta la altă, din Logan. Să comunice. Coboară cineva aici? Nu coboară nimeni.